Bun, am promis că fac un video vis-a-vis de rejuvenare și produsele pe care le folosim. Da, suntem în locația Gades, la nivelul superior, în partea de relax. Te simți bine aici. Bun, repede, ca să nu vă plictisesc. După cum am spus și în videourile scurte, rejuvenarea începe cu apa, facem 7 zile de pregătire organismului pentru rejuvenare, după care cu apa Kangen sau cu apa cu monocoloizi de aur și argint. După care, aia este partea de pregătire cumva, după care intrăm pe produse. Primul produs pe care eu îl recomand este produsul Gades, că acum îl găsiți în formă de detox, smoothie sau limonadă, nu este important. Ideea este că ne trebuie foarte multă clorofilă. Ce face produsul? În primul și în primul rând, stopiază procesul de îmbătrânire. Da? Îmbătrânirea asta prematură pe care toată generația, toată umanitatea asta o are. Suntem în secolul vitezei, știi? Cumva și îmbătrânirea se produce așa foarte în viteză. Ok, din cauza stilului de viață, din cauza mediului în care trăim, din cauza toxicității în care trăim, din cauza multor factori. Dar asta face rejuvenarea în primul și în primul rând, stopiază. Și recomand aceste produse pentru că conțin foarte multă clorofilă. Da? Produsele cumva preparate aici așa sunt din legume, fructe proaspete, ca să ajung la clorofila aia pe care pe mine mă interesează, sau se poate folosi spirulina. Acum n-am să vă explic despre spirulină, căutați pe Google de ce este important, dar pentru mine este planta aia magică, așa cumva, care conține baza rejuvenării mele. Ea oferă. Cea mai bună este spirulina albastră. De ce? Pentru că ea provine din alga albastră, ok, teoria e atâta. N-am să mă plictisesc cu ea, că nu asta vă interesează, nu? Nu. Așa, clorofila de ce? Pentru că este produsul finit cumva a fiecărei plante și este de fapt sursa, inclusiv a plantei respective, către energie, către tot ce are nevoie ea. Și ea este cea care ajută planta să existe, să crească și să, vreau să zic, să se rejuveneze. Dar la naibii că îmi scapă cuvântul. Să ce? Ok, trecem peste. N-am să opresc video și n-am să stric video ăsta din cauza unui cuvânt care îmi scapă acum. Da, bine, mintea mea tot la ele se va gândi. Mă voi aduce aminte. Neimportant. Ok. Numai nu să se refacă. Cum e că îmi scapă? Bun, lasă să treacă. Așa. Bun, pe lângă faptul că oprește procesul de îmbătrânire, da, este una dintre chestiile pe care noi ne interesează, de fapt, produsul Gades în 250, bine, este 350 de mililitri într-un pahar, dar, de fapt, pentru rejuvenare eu am nevoie de 250 de mililitri de magie, de produs, cumva, complexitatea asta de un amalgam de toate înăuntru, sub formă lichidă, pentru simplu fapt că o formă lichidă este foarte, foarte ușor de metabolizat. Adică undeva corpul are nevoie de 20 de minute pentru a metaboliza un produs lichid. Și pentru că aceste produse sunt atât de bine gândite încât au tot ce trebuie ca să ajungă la nivel celular, ca să poți să susțină arderea pentru eliminare, eliberare de energie. Asta face de fapt.
Este important procesul de rejuvenare. De ce? Pentru că acest produs cu multă, multă clorofilă, care este și gustos pe deasupra, oferă potențialul nutrițional pe zi a unui corp. Ceea ce este foarte interesant, ceea ce eu fac, eu testez, că eu sunt prima care face chestia asta, e că în momentul în care eu consum produsele astea, eu am și 2-3 zile, 4, depinde, și uit când nu mănânc. Și nici măcar nu simt, corpul meu nu simte nevoia de a mânca. În timp, așa veți ajunge toți. E foarte interesantă faza asta. La început ți-ai desperiat cumva, dar după care îți dai seama că de fapt corpul tău și-a acoperit nevoia de nutrienți și pur și simplu nu mai are nevoie de mâncare. Și așa că ajungem cumva la nivelul în care mâncarea este de fapt plăcere, nu nevoie, dacă oferim corpului necesarul lui zilnic de sănătate. Asta face produsul Goddess. Da. Și cam atât, cred că am vrut să vă spun. Ne încadrăm să nu fie un video plictisitor. Ne vedem la următorul. O seară plăcută! Am spus la următorul video, dar le voi lipi. Ca normal, că am uitat ce mai vreau să spun. Totdeauna există ceva în plus. Pentru cei interesați de procesul de rejuvenare, da? Nu este ca și cum ați dat toată ziua bună ziua de mine ca să mă întrebați. Am făcut cartea asta. Aici scrie tot. Da? Bun. O găsiți pe net, o găsiți la noi în locație, în Goddess. Dacă sunteți interesați și vreți să știți mai multe, cum se produce procesul, toate cele, știință, chestii, trestii, pe care eu n-am să le spun în videouri pentru că e prea științific așa și plictisitor poate pentru cei care nu sunt curioși. Așa. Asta și procesul de pregătire și am spus de la început 7 zile de apă Kangen pentru pregătire, după care 7 zile de produs Goddess. De ce 7 zile? Pentru că în 7 zile acoperim cumva nevoia corpului. Adică dacă până acum corpul nostru a avut deficiențe tot felul de, 7 zile consumând acest produs Goddess, am spus, nu contează sub ce formă, detox, limonadă sau smoothie, clorofila din el va acoperi nevoia corpului, va aduce undeva la normalitate. După care vom începe celelalte produse de a lucra energetic corpul. Da, energetic, anatomic. Bun, acum în cap îmi vine o întrebare așa, care mi se adresează foarte des. Dacă prin aceste produse, prin rejuvenare, te poți vindeca? Și de ce anume, ce boli? Am avut întrebări de tot felul. Da. Dar acum, rejuvenarea nu vine ca și înlocuire a unui tratament. Deci rejuvenare nu vine decât ca și susținere. Ce înseamnă asta? Înseamnă că prin rejuvenare cumva pregătești corpul pentru acel tratament pe care tu trebuie să ți-l aplici. De ce? Rejuvenarea vindecă, da, dar rejuvenarea vindecă în timp. Da? Pentru că sunt produse naturale, produsele naturale acționează acolo unde este nevoie, dar în timp. Și în momentul în care tu te confunzi cu boala, boala trebuie tratată acum. Prin rejuvenare nu o poți trata acum. Așa că
trebuie să închei video, că tocmai am vizitatori pe aici, așa. Discutăm la un video următor.